Trecem pacea Domnului fiecăruia la acest program memorial și dorim să deschidem cu ajutorul Domnului, spre lauda Lui, să deschidem programul cu cântarea 861, La cele țărmuri. Să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea Ta cu recunoștință pentru că harul Tău a fost asupra noastră până în momentul de față. Îți mulțumim pentru chemarea care ne-ai adresat-o, pentru onoarea de a fi chemați copii ai Tăi. Și îți mulțumim în mod deosebit în această după-amiază pentru viața fratelui Daniel Bentea, pentru ceea ce a lăsat el în urmă și te rugăm ca mâna Ta să se vadă la lucru și în continuare. Fii Tu cu copiii dânsului, cu nepoții dânsului și adu speranță în viețile lor, adu mângâiere, adu speranța revederii în curând și adu seamănă dorința de a merge împreună cu Tine în fiecare zi a vieților lor. Binecuvintează Tu fiecare inimă îndurerată. Știm că Tu ai promis că vei fi întotdeauna cu cel care trece prin necazuri și nu vei lăsa piciorul celui neprihănit să se clatine. Cerem lucrul acesta, cerem binecuvântarea Ta asupra
noastră a tuturor și în mod deosebit asupra familiei care suferă. Avem încredere că ne asculți și dorim să te lăudăm astăzi în acest loc, dar dorim să te lăudăm cu toții pentru veșnicii de veacuri. Amin. Thank you.
În familia lui Bentia, Ioan și Alexandra, în anul 1949, s-a născut primul lor copil, Aurel Bentia. Iar după 3 ani, în 2 august 1952, s-a născut al doilea copil, Daniel. A trăit și a copilărit în județul Vrancea. Prima căsătorie a lui Daniel a fost pe data de 28 mai 1977 cu Gina, din care s-au născut 2 copii. Primul copil, Lorin Bentia, iar mai târziu, al doilea copil, Roxana Bentia. În anul 1990, Daniel Bentia a emigrat în America, împreună cu Gina. Aici, după câțiva ani, mai târziu, au divorțat, iar în anul 2000, Daniel s-a recăsătorit cu Elena. Tot în același an, s-au mutat în California. A fost un om bun și respectuos, foarte comunicativ. Îl știm că venea la noi la adunare, stătea aici pe scaun, a fost un frate drag, foarte comunicativ, foarte respectuos și foarte, cum să spun eu, bun la suflet cu toată lumea. Ceea ce s-a întâmplat în luna mai 2023, anul trecut, au început problemele lui de sănătate. Era în România, a fost internat și tratat în spitalul din Râmnicul Sărat, în județul Buzău. Apoi a urmat tratament și transfuzie de sânge și se părea că sănătatea lui se va îmbunătăți. Dar în august, anul trecut, 2023, au început cele mai dificile probleme de sănătate. Întors în Statele Unite ale Americii, pe 5 noiembrie 2023 a fost diagnosticat cu leucemie. Imediat au urmat 5 zile de chimioterapie, apoi 3 săptămâni de pauză, după care au urmat încă 7 zile de chimioterapie cu o pauză din nou de 3 săptămâni. Au urmat apoi 17 zile de chimioterapie medicamentoasă. În data de 25 ianuarie 2024, săptămâna aceasta, Daniel a pierdut lupta cu leucemia și a trecut la odihnă. Cu o zi înainte, pe data de 24 ianuarie 2024, l-am vizitat și Daniel ne-a spus că va închide ochii și va deschide la revenirea Domnului Iisus Hristos, iar dorința lui este să ne vadă pe toți din adunare acolo. Amin. Christos mă cheamă azi de
O să am emoții și vă rog să mă susțineți. Versul meu are de-a face cu Daniel și cu casa lui. Unde sunteți, Roxana? Da. Acum furtuna s-a oprit în port. Catargele sunt sfărâmate, dar echipajul nu e mort. Azi voi jeliți o floare ruptă, sărbătoriți doar un erou. Nu doliu în scufii ceruite, nu fețe plânse vreau să știu. Cine în Domnul odihnește, chiar când e mort, și atunci e viu. Dragă soție, tu scump tovarăș, mi-ai fost exemplul ideal. Tu mi-ai făcut ușoară viața, purtând povara inegal. Pentru puțin timp te las singură, să nu fie abătută nici când. Rămâi mereu la datorie și atunci ne revedem curând. Copiii mei, cei scumpi și dragi, de voi mă despart mai greu. Voi sunteți trup luat din mine și sânge din sângele meu. În numele iubirii mele vreau să vă spun să fiți atenți în dimineața învierii, să nu cumva să fiți absenți. Voi, dragi prieteni și frați și rude, ce stați acum nemângâiați? A fost destulă grija și sacrificiul? Poate vă întrebați. Departe de voi aceste gânduri, fiți consolați, fiți liniștiți. De ce m-a chemat Iisus la sine, abia în ceruri o să știți. Comunității Loma Linda trimit un ultim cald salut. Îi mulțumesc cu îndatorare de tot ce dânsa mi-a făcut. Vă cer iertare tuturora, așa cum eu vă iert pe toți. Rămâneți tare în credință și duceți lupta până la porți. Și acum, părinte îndurate, primește viața mea în dar. Să-mi dai, te rog, asigurarea că lupta n-a fost în zadar. Să consemneze atent mormântul unde odihnește servul tău, ca să mă chem din nou pe nume atunci când te vei arăta. Amin. Amin.
În momentul acesta am vrea să dăm comunității ocazia ca să participați în mod activ dacă sunt persoane care au ceva de împărtășit cu noi din experiența lor cu fratele Daniel Bentea. În locul acesta avem și copii și familia, dacă vreți, oricare doriți, vă rog, simțiți-vă liberi să veniți în locul acesta și să împărtășiți cu noi. Sultan, tell them what you told me about Daniel, about your heart. Tell them, cry and tell. Yes. I don't know where to begin, but here we go. This man, it's okay to cry. It's time to cry. Yeah, I've been knowing him for 12 years, and he's been leading like, for he's been example, like role model for me. He's like a father for me. I lost my dad 2 years ago. He taught me a lot in my life. We have guests. El nu le întrerupe, emoțională expresie. Vreau doar să traduc. Da. Sunt oameni care văd din România și nu înțeleg. Ah. We want Romanian people from Romania to understand what you say. I will translate for you, so. All right. Let's keep going. All right. So he's been like a father for me. Fratele Daniel a fost ca un tată pentru mine. Been knowing him for 12 years. L-am cunoscut pentru aproape 12 ani. Not even one single thing, like some one wrong thing I've seen in this man. Not even one thing. Nu pot să spun că am găsit ceva greșit sau ceva rău în omul acesta, nimic rău. He's a man who got it all. Like he's a jack of all trades. Un om care a fost dăruit cu pricepere, cu darul de a ști să lucreze în toate domeniile sau departamentele. The peace that's within him, he gave it to the people around him. He's been so generous. Și tot ceea ce a avut în suflet a dăruit și celor din jur. A fost așa de generos. Like none of these materials like fulfilled his eyes. All he wanted is just heaven and Jesus. Nimic din cele materiale, din cele ale lumii, n-au fost pe inima lui, ci numai Domnul Iisus și împărăția sa. He's been working hard just to put people together, make them love each other. A lucrat din greu, a lucrat mult pentru ca oamenii din jurul lui să poată să se apropie, să-L cunoască pe Dumnezeu. All I gotta say, like, I miss you, Dad. Miss you, Father. Tot ce pot să spun este că mi-e foarte dor de tine, tată, și mi-e dor foarte tare. Traveled with him. Days been with him. Am călătorit cu el, am petrecut zile împreună. I took him to Jordan. He came to Jordan and we had a good time out there.
Am vizitat țara Iordan din Orientul apropiat și am avut un timp deosebit împreună acolo. He left, but his soul is still here. It's within us. El acum se odihnește, dar amintirea lui, sufletul lui bun este sau trăiește în ceea ce noi avem astăzi. Until we meet again. Și dorim să ne revedem curând. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Pentru copii, pentru familie, pot să spun că l-am cunoscut pe Daniel încă din tinerețe, atunci când era un bărbat frumos, tânăr. Ne puteam întâlni ocazional la nunți, n-am avut o relație sau cum să zic, o situație de a lucra împreună sau de a ne cunoaște prea mult. Dar după ce am venit aici în Statele Unite, ne-am reîntâlnit. Mi-amintesc de ocaziile când venea la Glendale, la biserică. Era un frate de-al nostru adevărat, prins de Dumnezeu, ancorat în Dumnezeu, în cuvântul său. Îi plăcea să participe împreună cu noi la Roxana știe și ea participa. Și era bucuria noastră de a sărbători în fiecare sabat împreună, de a fi ancorați în Dumnezeu, în cuvântul său, și doar atât pot să spun că exemplul său poate fi pentru fiecare dintre noi, mai ales pentru copii, de a-L urma și de a sta aproape de Dumnezeu. Știți, e bine să-L avem pe Dumnezeu cu noi în zilele bune, când este frumos soare și liniște, pentru că așa este în viața aceasta, furtuna poate veni din senin. Și când ești prins de Dumnezeu, știi de cine să te prinzi, știi în cine să rămâi și aceasta ne va conduce chiar și în situațiile grele. Și momentele de despărțire care au venit acum să ne găsească tare în Hristos și în nădejdea revenirii Lui, pentru că atunci vom fi și unii cu alții. Domnul să ne ajute ca să fim puternici și prin El să-L biruim pe cel rău care L-a urmărit pe El și ne va urmări și pe noi. Domnul să fie lăudat, pentru că ne-a lăsat un exemplu de tată, de soț, care a știut să rămână în Hristos. Domnul să fie lăudat. Pacea Domnului. L-am cunoscut pe fratele Daniel în 2010 și am lucrat cu el și am legat o prietenie, era foarte sociabil, puteam să discut cu el orice fel de probleme biblice, tehnice și de altă natură. Era foarte îndemânatic, era harnic, era mult mai energic și mult mai priceput decât mine. Pe urmă așa au fost situațiile, ne-am despărțit, însă am rămas prieteni și am rămas uimit când am aflat că e bolnav, de aceea i-am făcut o vizită. Și de asemenea m-am mirat, era lucid, vorbea calm, nu era niciun semn că e bolnav, că îl doare ceva. Și nu mă așteptam ca el să ne părăsească așa repede. Acum, fiindcă am fost bun prieten, n-am știut că e libertatea cuvântului și nu sunt pregătit, dar aș vrea să spun o poezie cu ocazia asta. Ca orice om din lume într-o zi de trudă frânt voi adormi. Pământ am fost, pământ voi fi în curând, dar nu mă tulbură acest gând. De ce m-a tulburat când știu că în bezna nopții din sicriu inert voi sta acolo jos doar până la venirea lui Hristos? Și apoi o trâmbiță din cer va răsuna și glasul lui din morți mă va scula. Puternic, tânăr și nemuritor, din groapă voi sări ușor. De aceea, dragi prieteni, deși știu că voi fi pus curând într-un sicriu, eu nu întulbur astăzi gândul, ci fericit aștept să-mi vină rândul. Amin.
Dragi prieteni, suntem aici să celebrăm o viață. O viață a unui om pe care mulți dintre noi îl cunoaștem foarte bine. Am avut ocazia și harul să lucrez împreună cu fratele Daniel mai mult timp, să facem motoare împreună, să facem construcție, dar era un om foarte priceput. Era un om, cum spunem noi pe românește, un om deștept. Avea tot felul de invenții în capul dumnealui și mai mult decât atât, unele dintre ele le pusese chiar în funcțiune. Țin minte că îmi spunea că atunci când la Dumbrăveni se oprea lumina, știți cum era pe timpul comuniștilor, și ziceam cu toții, e de la ei, știi? Fratele Daniel avea o invenție că acolo unde era, el era lumină. Deci știuse să facă această invenție cu niște greutăți, cu mai multe lucruri, dar muncise mult la ea. Era foarte mândru de acest lucru. Mai presus de toate, spunea că va face și în America dacă va fi nevoie și dacă cineva îl va ajuta financiar. Dar se pare că acest lucru nu s-a întâmplat. Am discutat cu el foarte mult. Lucrurile care îi plăceau cel mai mult erau lucrurile legate de Biblie, de profeție, de venirea Domnului, și discutam cu el multe lucruri interesante. Ultimul lucru care l-am discutat cu el, mi l-a cerut să-l discutăm, a fost Trinitatea. De ce mi-a cerut acest lucru, nu știu, dar am discutat mai mult timp cu el, după care mi-a mulțumit și a zis, acum am înțeles anumite lucruri. Dragii mei, ne va fi dor de el. A fost un om bun, un om cum se cade, un om deștept și un om inteligent. Foarte rar se găsește asemenea oameni. Când Iov era în suferință, când stătea pe grămada de gunoi cu ciobul în mână ca să se scarpine, vorbea cu Domnul și spunea, zice, Doamne, știu că astăzi voi fi în mormântul acela, în groapa aceea, dar mâine îți va fi dor de făptura mâinilor tale. Chipuiți dumneavoastră, ne este dor și ne va fi dor de Daniel. Dar nu numai nouă, chiar lui Dumnezeu îi va fi dor de el, pentru că este copilul lui și l-a iubit. Dragii mei, avem această speranță că într-o zi ne vom întâlni iarăși și vom fi iarăși împreună. Dacă deschidem Sfânta Scriptură la Isaia, la capitolul 26, vedem acolo cum Domnul ne spune 26:19. Să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte, treziți-vă și seriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roa ta este o rouă dădătoare de viață și pământul va scoate afară pe cei morți. Dragii mei, suntem niște oameni fericiți, suntem niște oameni binecuvântați de Dumnezeu să știm aceste lucruri, să nu ne temem de moarte și de lucrurile care vor veni. L-am vizitat pe Daniel
o zi înainte să închidă ochii, am înțeles că și fratele Butoi s-a dus și la, i-a făcut ungerea. Din ce am discutat cu el și înainte și acum, mi-a spus așa: l-am învins pe Satana. Nu mi-e frică de moarte. Nu mi-e frică de lungimea ei. Zice, și acum când voi închide ochii, îi voi închide pentru o clipă, că după aceea, când îi voi deschide, îi voi deschide în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, e mare lucru să termin viața cu această speranță. Dorim ca toți să fim gata, că nu știm ce se întâmplă. Vin știri că unii au avut accidente, cu alții s-a întâmplat altceva, alții au avut niște boli terminale, așa că fiecare dintre noi ne luptăm pe pământul acesta cu diferite lucruri, cu diferite încercări. Dar să nu uităm un lucru, că la dreapta noastră este Domnul. Și Domnul este acela care ne ajută, ne dă putere și ne ajută ca să trecem prin viața aceasta, iar așa cum fratele Daniel l-a învins pe Satana prin atitudinea lui, să o facem și noi pentru totdeauna. Amin. Amin. Voie ca sfinților vă moară,
Iisus. Vino la Domnul, vino la Domnul, n-ai alt prieten mai bun. Adu-i mână, pururi întinsă, vino la Domnul Iisus. Aș dori ca acest microfon să meargă. Merge? Merge? Este serviciul memorial, poate cel mai dificil la care particip. Când ai un serviciu divin de genul acesta, în care ai tot felul de persoane care participă, care nu cunoaște adevărul, ai ceva să spui. Dar aici, toată lumea știți adevărul. Este ca și când ai vinde zarzavaturi la un grădinar, că n-are nevoie de ele. Apoi, fiecare care a fost aici înaintea mea, începând cu poezia superbă și mișcătoare a lui sora Gabi Barbu, apoi Sultan Jordan, mărturia și ceilalți dragi pe care i-am întâlnit înainte, a făcut poziția mea și lucrul meu în momentul acesta și mai greu. Nu știu dacă mă înțelegeți. Eu am un secret cu sora Elena. Noi suntem cuscri de suflet. Gabi, tu ai stricat toate treburile. Dar eu am să iau un pas mai departe. Înțeleg că Sultan, tata nu mai e și nici tata socru, da? O să te adoptez? Să fiu tatăl tău? Sunteți toți niște frumoși și niște dulci. Suntem mândri de voi. Am vrea ca această ocazie să fie un moment în care să începem o nouă relație cu voi, această comunitate, amin? O relație care să ne ajutăm unii pe alții. Ajutăm pe sora Elena și uniți să îndeplinim dorința fratelui Daniel. Omul în existența lui are de purtat două războaie. Ambele poartă același nume, dar vin pe rând și au consecințe cu totul diferite. Primul război, orice am face, orice am încerca să facem, nu-l putem câștiga. Și este interesant că tot ceea ce facem noi în viața aceasta, încercăm să câștigăm războiul acesta, muncim din greu, ne chinuim, dăm din coate, vrem să arătăm că suntem cineva, vrem să ieșim deasupra. Muncim să mâncăm, muncim să ne întreținem, de dimineață până seara, tot ceea ce facem este ca să câștigăm acest război. Fratele Daniel, am vrut să-l câștige, dar când a venit momentul, l-a pierdut. Acest război pe care nimeni nu-l câștigă se numește prima moarte. Și din nefericire toți punem accentul pe acest război și ne înarmăm cu tot felul de arme ca să-l câștigăm și nu putem să-l câștigăm. Al doilea război, am spus că se numește la fel, decât numărul este diferit, se numește
moartea a doua. Și omul acordă puțin atenție acestui război pe care cu siguranță poate să-l câștige. De fapt, întreg planul de mântuire, marea luptă, tot ce există este cu scopul de a câștiga acest război. Ca moartea a doua să fie învinsă. Mă înțelegeți? Mă înțelegeți, familie, mă înțelegeți? Spune Biblia, moartea a fost înghițită în victorie. Este promisiunea lui Dumnezeu care nu poate să mintă. Spune Pavel, nu vrem, fraților, să nu știți despre ce care au adormit. Nici am să vă citesc pasajul acesta, știți ce spune, da? Vă aduceți aminte? Nu sunteți fără speranță. Nu este fără. Ce am auzit până acum? Ce am auzit de fratele Daniel? Ce ne-a spus? Mă duc la culcare. Atât. Am să dau citire la un mesaj din partea Mântuitorului prin scrierile Apostolului Pavel către dumneavoastră familie și către noi în general. V-am întristat. Dar nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău că aceasta v-a întristat, măcar că este pentru puțină vreme, totuși mă bucur. Nu pentru că sunteți întristați, ci pentru că sunteți întristați după voia lui Dumnezeu. Ca să nu aveți nicio pagubă. Vedeți cuvintele fratelui Daniel în asta? V-am întristat cu scopul ca să nu aveți nicio pagubă. La ce se referă dânsul când spune de pagubă? Aproape am putea să o numim o jertfă din partea dânsului ca dumneavoastră. Hai să vedem ce zice mai departe. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, cum ar veni în cazul acesta, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Sora Elena, înțelegeți? Pe când întristarea lumii aduce moarte, căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi. Are Pavel dreptate? Ce frământare! Numai dumneavoastră știți unde ați intrat în adâncul inimii voastre. Nepoții, copiii, soția. Și ce cuvinte de dezvinovățire, ce dorință aprinsă, ce râvnă! În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Acest mesaj ar trebui să răspundă la toate întrebările ridicate de o astfel de situație, cum este plecarea timpurie a fratelui Daniel, că 71 în zilele de astăzi este o plecare timpurie. Fratele Daniel s-a dus la culcare. Ce doare o persoană care este pe punctul de plecare nu este somnul care urmează. El știe că atunci când se va scula, va fi ca și când a închis ochii acum câteva clipe. Ce-l doare înainte să plece este dorul de voi. Am avut o mătușă cu ani în urmă, Toia, că eu, așa am numit-o eu, că nu puteam să zic Victoria și am zis Toia, care a plecat cam din același motiv ca fratele Daniel. Am văzut-o odată trist. A stat 2 săptămâni la patul dânsei și întristată și zic, Toia, te doare că te duci la culcare? Și știi ce mi-a răspuns? Nu asta este. Mi-e greu să mă despart de voi. Mi-e greu să mă despart de voi. Vedeți, sora Elena, Roxana, Jordan sau Sultan,
Christopher David și Lorin, cred că problema aceasta și-a rezolvat-o cu dorul. Și Gabi, da. Aseară, sau când dimineața am trecut pe lângă, nici nu-l vedem, era așa de mare că nu l-am văzut. Dar rămâne o altă problemă pe care dânsul, cu siguranță, nu și-a rezolvat-o și va pasa-o mai departe dumneavoastră. Și rezolvarea aceasta depinde de fiecare dintre dumneavoastră. Și anume, acea frământare. Am să vă văd? Am să te văd, Jordan? Am să văd David și Christopher? Lawrence, am să vă văd, Gabi? Iubito, o să vă văd? Pentru că a știut că lupta dumneavoastră continuă și sunteți atacați. Nu-l lăsați pe dușman să vă înfrângă. Nu-l dezamăgiți. Zice așa, astfel dar, prea iubiților, vi se adresează și ni se adresează la toți, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când am fost eu de față, ci cu mai mult acum în lipsa mea. Faceți toate lucrurile fără cârtire și fără șovăieri ca să fiți fără prihană și curați copiii lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, Lorex, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici n-am ostenit în zadar. Mulți își pun întrebarea, așa mi-o pun eu, fratele meu, care l-am pierdut 4 ani în urmă, cel mai mic, am rezolvat orice problemă, una încă n-am rezolvat-o. Și singura metodă prin care o pot rezolva problema aceasta este să mă încred în mila și harul lui Dumnezeu. Unde este fratele meu? Eu știu că fiecare dorim să fim undeva. Vedeți, am înțeles că este o posibilitate ca fratele Bentea să se odihnească, să se pună la locul de odihnă undeva în țară, lângă familie. Nu știu ce se va întâmpla, ce hotărâre veți lua. Și va fi acolo o piatră funerară care va scrie August 2, 1952, liniuță sau dash, ianuarie 25, 2024. Știți care este cel mai important lucru din această inscripție? Liniuța, dash-ul. Am să zic dash-ul, că sună mai frumos. Nu știu de ce sună mai frumos. Aclan? Tot ceea ce a făcut sau și ce n-a făcut care trebuia să facă, tot ce a depins de el și să n-a depins de el, este cuprinsă în informația pasată de sau mai departe de această liniuță. Vedeți dumneavoastră, liniuța aceasta poate să reprezintă orice și de multe ori, dacă mă gândesc la mine, știți cum arată liniuța mea în momentul acesta? N-are numărul final, slavă Domnului, dar prima este scrisă, arată așa. Nu știu de dumneavoastră cum arată liniuța dumneavoastră. Dar este descurajator, de deznădăjduit, de înfricoșător când mă gândesc cine sunt și dacă mă gândesc cine sunt și ce fac și cum este liniuța mea, sunt disperat.
După câte înțeleg de la dumneavoastră și după câte îl cunoaștem, eu cred că cumva așa a gândit și dânsul despre dânsul. Vedeți, dumneavoastră, și este bine că Dumnezeu este singurul care în totalitate și exclusivitate cunoaște dașul nostru. Ia ascultați ce ne spune Moise și de ce am să citesc, o să vă spun. Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri, de oameni, iartă fără de legea, și în aceasta ne dăjduia fratele Bentea, răzvătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat, drept nevinovat și pedepsește fără legea părinților. Milostiv până la 9 ani, acest lucru a dat fratelui Bentea speranța, nu dașul dânsului. Amin? Harul lui Dumnezeu. Familie, prieteni, comunitate, verificați-vă dașul. Verificați-l cât mai puteți. Să fiți sigur că elementul cel mai important al iniuței dumneavoastră, Hristos ca Domn și Mântuitor, nu lipsește din dașul acesta. Poate să vă lipsească orice alt lucru, dar nu aceasta. Vedeți? Dașul acesta este Hristos în voi, nădejdea slavei. Spunea sora Elena că fratele Daniel s-a adresat lui Jeff. Jeff era un asistent care lucra acolo cu el până în ultima clipă. Și Jeff a început să-i dea lacrimile și plângea, nu mai știu dacă în hohote sau cum, dar plângea. Și i-a spus, s-a întors către el și i-a spus, Jeff, eu în curând plec la culcare. Dacă mă trezesc, vreau să te văd. Până în ultima clipă. Vreau să te văd. Este dorința dânsului pentru fiecare? Și așa cum Sterian spunea mai devreme, este dorința cerului. Că lui Dumnezeu îi se face dor de noi. Comunitate, iubiții mei, toți dulci, așa, repet încă o dată, eu sunt impresionat de caracter frumos și de bunătate și așa citesc pe ochii voștri la toți. Iată ce ne spune Scriptura, cu care vreau să rămâneți. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui Dumnezeu însuși, și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochi și moartea nu va mai fi. Nu mai va fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Last night I laid a sleeping, there came a dream.
Blessed were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill, and the shadow of a cross arose upon a lonely hill. As a shadow of a cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, heart of the angels sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And once again the dream was changed, the worth there seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on the streets, the gates were open wide, and all who would might enter, and no one was denied. Ați vrut să spuneți ceva, vă așteptam. Cu inima zdrobită și plină de durere, vin în fața dumneavoastră și vin în fața tuturor care sunt online. Familia mea, surorile mele, nepoții mei, cumnații mei, toți prietenii din toate țările care sunt, se uită acum la noi. Eu vă mulțumesc la toți pentru că v-ați rugat pentru Daniel. Toți am dorit binele, am dorit ca Daniel să mai rămână cu noi, dar Domnul a hotărât altceva. Eu am fost bolnavă, am avut atâtea operații, Daniel a fost cu mine și lângă mine tot timpul. Dacă vedea că... Cum te simți? Ești ok? Da, sunt ok, pot să lucrez mai departe. Și așa mă alinam durerea mea și suferința mea, chiar dacă el nu putea să facă ce făceam eu, dar pentru prezența lui care era lângă mine, m-a ajutat foarte mult ca să duc și bolile mele și eu i-am spus tot timpul că eu am să plec. Și el a zis, nu, eu am să plec înaintea ta. Daniel, tu n-ai fost bolnav în viața ta, cum să pleci tu înaintea mea? Când eu am
22 de operații pe mine. În vara asta am fost în România și a dorit foarte mult să ne mutăm în România. Ne-am dus acolo. Am văzut că a început să slăbească. S-a făcut palid la față. L-am rugat așa de mult. Hai, Daniel, să mergem să facem analizele. Până la urmă am reușit, cumva, cumva, să ne ducem. Am fost la Focșani, la Midlife, și am făcut analizele lui de sânge și am văzut că hemoglobina lui a ajuns la 6,9. Toate analizele lui au fost foarte proaste. Am trimis analizele la Michel Doca. Ea era de gardă în ziua aia și n-a putut să le vadă, dar seara, când a ieșit din gardă și a citit mesajul meu, Elena, acum, în momentul ăsta, să-l duci pe Daniel la spital, că dacă nu poate să moară noaptea asta. Trombocitele erau foarte, foarte jos. Nu mai avea oxigen la creier, la plămâni. L-am dus la spital. I-a făcut transfuzie de sânge și hemoglobina a urcat la 11. Vai, ce bucurie! În 2 săptămâni, hemoglobina a căzut din nou jos. Ce e de făcut? Vrei să plecăm înapoi în America, să mergi la Loma Linda, la spital? Da, aș vrea. Ok, am venit înapoi. Așa de mult a durat până când am reușit să găsim o portiță să intrăm. Asigurarea lui n-a fost pentru Loma Linda, trebuie să o schimbăm pe Loma Linda. În finally, în 30 octombrie, l-am internat la urgență pentru că doctorul m-a sunat și a zis, Elena, Daniel e foarte grav. Acum să-l duci la urgență. L-am dus la urgență, hemoglobina 6,2. L-a ținut la urgențe. Eu am stat cu el 17 ore și el a rămas acolo încă de duminică după masă până miercuri, n-au găsit niciun pat pentru el. Și acolo a răcit, a făcut pneumonie într-un hal fără de hal. Pe data de 3 noiembrie i-a făcut biopsie la bone marrow, la măduva oaselor și a găsit leucemie acută mieloidă. Cea mai rapidă și cea mai periculoasă leucemie. Ne-am rugat Domnului cu toții, s-a rugat Nicu Butoi, i-a făcut ungerea, v-ați rugat dumneavoastră, vă mulțumesc mult la toată biserica și pentru aminurile care le-ați spus împreună și mulțumesc la toți cei din internet care ne urmăși și care am primit sute și sute și sute de rugăciuni pentru Daniel, persoane care se rugă, biserici întregi care se ruga pentru sănătatea lui Daniel. Acum, de când Daniel nu mai este, sute și sute de persoane îmi trimit condoleanțe și să ai grijă de tine, Elena. Ok, acum să vă spun, joi, înainte de Daniel ne-a părăsit, dimineața la ora 6, m-a chemat la el. M-am dus și mi-a spus că are o problemă de făcut. Ok, zic, go ahead. Și după aia l-am spălat, i-am dat să mănânce, a mâncat bine, a băut și apă, a băut și un shake de proteină și eu am plâns. Și a pus mâna pe mine. Elena, te rog frumos, nu mai plânge. Te rog, îmi promiți că nu mai plângi? Eu aș vrea să-ți promit, dar nu știu dacă pot. S-a dus. Am plecat pentru o oră de la magazin, de la spital, pentru că doctorul mi-a spus că durează poate 2-3 zile până când va închide ochii. Și în ora aceea cât eu am fost plecată la noi, la stor, că trebuia să dau o rochiță la o mireasă, am sunat pe Roxana, pe Lorin și mi-a zis, tata e pe ducă. A avut, nici nu mai mă pot controla, oxigenul a ajuns la 6. Dar Roxana și Lorin mi-a spus, când mi-a auzit vocea mea, Daniel a venit înapoi și s-a urcat oxigenul până la 75. După aia eu am închis să mă grăbesc să ajung, că mi-a zis, nu știu dacă îl mai găsești viu. Când mi-a mai auzit vocea, așa s-a dus, s-a stins ca o lumânare. Vă spun, în tot timpul ăsta, din noiembrie până acum, nu s-a plâns niciodată că îl doare ceva. Tot mereu mă duceam la el în cameră. Cum ești, Daniel? Sunt ok. Ai dureri? Te doare ceva? Nu. Vinea în fața mașinii mele, avea un scaun acolo, s-a așezat acolo și se uita. Vai, mânuțele alea ce harnice, ce te-aș ajuta? Și eu, dar nu pot.
I-a spus, eu sunt mulțumită că ești aici lângă mine, nu trebuie să faci absolut nimic, decât să-mi spui când ți-e foame și să-ți dau să mănânci. Acum, nu mai am. S-a dus iubirea vieții mele. Nu știu ce am să mă fac. Să vă rugați în continuare pentru mine. Gabia meu, când a auzit că Daniel este bolnav, zice, mam, nimeni nu m-a îndemnat. Inima mea mi-a spus că eu trebuie să vin să-l văd pe nea Daniel. Și a venit din Atlanta să-l vadă pe Daniel. Acum a venit din nou ca să fie aici cu mine și să mă susțină. Și să susțină și pe Lorin și pe Roxana și copiii. Deci, încă o dată, vă iubesc și vă spun multă binecuvântare de la Domnul și mă bucur foarte mult pentru tot ce ați făcut pentru noi și dacă v-am greșit și v-am supărat. Vă rugăm să ne iertați în numele lui Daniel și în numele Domnului Iisus. Iertați-ne absența noastră. Eu am fost bolnavă, am fost operată de atâtea ori. N-am putut să vin, am avut piciorul rupt, am avut piciorul în ghips. El tot timpul a stat cu mine și lângă mine. Și cu piciorul în ghips și cu operație lucram la mașina de cusut. Tu deși mai stai, mai culcă-te, mai odinește-te. Dar asta era firea mea și atâta mă bucuram că el era lângă mine și mă ajuta. Acum, unde e? Ieri am intrat în camera seara când am venit Gabi și când am intrat, m-am uitat în... L-am văzut pe Daniel. Și nu era Daniel, era plapă, m-a pus așa cumva. O, zic, Doamne, Daniel nu e. Astăzi l-am strigat pe Gabi, am vrut să-l strig pe Gabi și l-am strigat pe Daniel. O să-mi fie foarte greu, dar vă mulțumesc că vă rugați pentru noi și vă mulțumesc că sunteți cu noi. Sora Elena. Vreau o promisiune din partea mea ta. Și nu e ceva care nu poți să faci. Într-o situație de genul acesta, cu familie unite, cu nu știu ce, numai Dumnezeu știe problemele unei astfel de familii. Dar aș vrea să aveți doar o țintă de acum încolo, să iubiți pe toți. Să le fii și mamă și tată. În fiecare zi ne rugăm la Dar să iubești cu adevărat ca ei să nu simtă lipsa lui Daniel. Cam greu să nu simtă lipsa, dar când se uită la mata, să vadă cerul. Și dorința Amin. De a se întâlni cu tata, să facă tot ce le este în putință. Nu era zi lăsată de Dumnezeu să nu ne rugăm pentru Roxana, pentru copii, pentru Lorin și familie, pentru Gabi și familie. În fiecare zi, eu dacă mă duceam până la un stor sau mă duceam la analize, Daniel întotdeauna se ruga pentru mine. De câte ori ieșeam din magazin afară, el se ruga pentru mine să ajung cu bine înapoi. De 3-4 ori pe zi, noi ne rugam împreună pentru copii. Acuscru de suflet, am să-ți aduc aminte de rugămintea aceasta, de câte ori te văd. Și am să te întreb, l-ai mai sunat pe Lorin? Ai mai vorbit cu Roxana? Pe cu Sultan, cu David, cu Christopher, pe Gabi? Ce mai spun? Căci de acum încolo ați pățit-o, ținem ochii pe voi. Cu dragoste. Da, acum și ei se promită că mă sună pe mine și mă lasă singură. Dragostea naște dragoste. Da, ok. Vă mulțumesc încă o dată mult. Cuvântul inspirat al Scripturii spune că lui Dumnezeu este dor de făptura mâinilor Lui. Acum, la încheierea acestui program memorial deosebit, vrem să-i spunem lui Dumnezeu că și nouă ne este dor de El. Amin. Și vrem să spunem lucrul acesta în cântare și în rugăciune. Vă invit de aceea să cântăm împreună imnul 493, Mi-e dor de cer.
capetele rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, Tu ne-ai spus că ne primești în orice momente, momente de bucurie, de veselie, ca să-ți aducem laudă, dar și în momente de tristețe, când inimile noastre sunt zdrobite. Te rugăm, Doamne, primește-mă în acest moment, când am căutat să celebrăm aici o viață, dar în același timp să constatăm că fratele Daniel a plecat la odihnă. Doamne, Tu ne-ai creat, Tu ne-ai adus la viață. Am avut multe bucurii în viața aceasta. Tu ne-ai chemat și am venit la Tine. Am vrut să Te servim. O viață frumoasă în care avem multe bucurii. Dar trebuie să fim realiști și să ne dăm seama că în viața aceasta Tu ne-ai spus că există și suferință. Și cel mai trist este că există și moarte. Ajută-ne ca să știm bine acest lucru. În aceste momente prezentăm în fața Ta pe sora Elena, aceea care a fost soția fratelui Daniel și rămâne cu un gol în sufletul ei. Prezentăm copiii fratelui, Loren, Raluca, Rosana, scuzați, și soțul Jordan, cu copiii, cu familia lor și cu toți copiii. Prezentăm în fața Ta fiul sora Elena, Gabriel. Doamne, Tu-i cunoști pe toți. Fă-le viața în așa fel ca să se unească și să completeze lipsurile care sunt, în special din punct de vedere sufletesc. Tu să fii tatăl lor mai departe. Fă-i să se încreadă în Tine. Dar nu numai atât. Dă-și iau și niște frați și surori aici în biserică. Fă-ne, Doamne, să fim responsabili și să știm că Tu ai grijă de toți care rămân orfani, văduve, dar mâna Ta se cunoaște prin activitatea noastră. Fă-ne să simțim acest lucru și să fim activi, gata, să vedem ce are nevoie sora Elena și ceilalți copii care au rămas fără un tată, dar care au o situație familială rezolvată la o vârstă când pot să câștige singur existența. Nu este ușor să trecem prin această încercare, dar cei care sunt în situație, Te rugăm ca Tu să ai milă de ei. Fă, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să-i călăuzească, să învețe. Și ce găsesc este mai important acum, fă-ne pe noi, care suntem încă în viață și care trăim încă prin harul Tău, să ne dăm seama că Tu ai făcut tot ce trebuia pentru salvarea noastră, prin Fiul Tău care a fost pe cruce. Rămâne ca din partea noastră să facem o alegere din cele două posibile. Putem să Te dăm la o parte, să Te uităm, sau putem să venim la Tine pentru a căpăta har și pentru a ne întâlni cu fratele Daniel și noi toți ceilalți. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Nu ne lăsa ca să irosim o ocazie și să venim la Tine astăzi, acum, în acest moment. Să nu amânăm aceasta. Avem șansa încă să fim ai Tăi, să primim har de la Tine și să fim mântuiți. Ne predăm în brațele Tale. Te rugăm să fii cu fiecare în parte și să ne faci ca ceea ce am spus. Să nu fie numai niște vorbe. Dorim ca dragostea Ta să ne însoțească pe noi toți ca frați și surori, să crească această dragoste și să fie o dovadă că noi îl avem pe Duhul Sfânt în noi. Mai departe, ajută-ne credința noastră să crească, că Tu ești Dumnezeul adevărat și Tu ne conduci pe drumul acesta către cer, chiar dacă aici avem și necazuri. Toate le depunem la picioarele Tale și ne predăm Ție cu totul. Te-am rugat în numele Celui care și-a dat viața pentru noi, Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin.